Arta de a trăi frumos. Ne-am întâlnit seară de seară și am descoperit câte ceva despre viața personală, ne-am înțeles mai bine pe noi înșine, apoi în timpul săptămânii am descoperit ceva din secretele familiilor fericite. Aseară am văzut că nu avem motive să ne temem, iar astăzi vom studia despre dileme și standarde morale. Domnul doctor ne-a propus un test, ne va propune un test, să vedem pe unde suntem, ce nivel moral avem. Mie îmi place să cred că noi suntem undeva peste limita superioară. Deși îmi dau seama că la Odiceanul cam acolo se crede, dar e dureros de jos. Vreau să mulțumesc tuturor care ați făcut posibil programul acesta. În primul rând dumneavoastră care, mai ales în timpul săptămânii, ați fost prezenți. Înțeleg ce înseamnă o zi să lucrezi în frig, să vii acasă seara și după ce te așezi puțin în fotoliu să te ridici și să vii la biserică. Aș vrea să mulțumesc tuturor corurilor și formațiilor care au cântat seară de seară. Pe lângă două minute aici, cântarea aceea a însemnat repetiție, muncă, încălzirea vocii, mulțumiri. Să mulțumesc și tehnicienilor și diaconiei, care ne-au ajutat ca totul să meargă bine, să poată fi privit și de departe pe internet, dar și noi aici să ne simțim în condiții optime. Nu în ultimul rând vreau să îi mulțumesc doctorului Sorin Sândulache. A fost pentru noi o bucurie să vă avem săptămâna aceasta. Diferită de un pastor, dumnealui a pus deoparte din concediu și a fost o săptămână cu noi. Pentru că un medic neurolog apreciază foarte mult memoria, ce am putea să-i oferim așa ca să ne țină minte decât o memorie externă, foarte mică în comparație cu memoria internă, dar utilă. Mulțumesc foarte mult. E o mică amintire. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă binecuvinteze familia. Mulțumesc și vă mulțumim pentru tot ceea ce ne-ați adus săptămâna aceasta. Mulțumesc. Noi am primit foarte mult dumneavoastră o... Știți de unde mi se trage? Am spus într-o zi că și eu uit. Se plângea un pacient, zice, vai de mine ce mai uit. Zic, eu uit și mai mult, și mai rău. Sper să compenseze puțin, măcar 10% din memoria pe care o pierd eu anual. Trebuie să vă spun că a început bine. Săptămâna viitoare împlinesc 58 de ani. Nici nu-mi vine a crede, sincer să fiu. Sunt șocat, sunt cel mai șocat de realitatea asta. Vă mulțumesc foarte mult și dincolo de festivități vreau să mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru că a fost o atmosferă extraordinar de pozitivă, caldă. Am simțit pulsul acestei comunități, viața spirituală acestei comunități. Mulțumesc împreună cu fratele pastor tuturor acelora care s-au sacrificat și dumneavoastră care ați venit, receptivitate. Eu nu știam unde sunt invitat. Vreau să vă spun că nu știam, am fost în câteva comunități din Spania, însă nu știam că vin aproape la cea mai mare comunitate din Madrid. Eu credeam că sunt undeva într-un cartier micuț, așa corespunzător cu calitățile mele modeste. Dar când m-am trezit aici, am fost copleșit și vreau să vă spun că m-ați luat pe sus așa și mulțumesc lui Dumnezeu pentru toată această experiență care a însemnat foarte mult pentru mine și sper cu ajutorul Domnului ca și pentru dumneavoastră. Dacă v-ați simțit mai aproape puțin de Dumnezeu, dacă ați simțit că Duhul lui Dumnezeu v-a cercetat, păstrați această legătură și lăsați-L pe Dumnezeu ca să lucreze în inima dumneavoastră, în viața dumneavoastră, în familia dumneavoastră și în comunitatea dumneavoastră. Vă promit că și eu voi face cu ajutorul lui Dumnezeu același lucru. Amin. Trebuie să vă mărturisesc că tema din dimineața aceasta este o temă deosebit de cercetătoare și pentru mine însumi, că e una din temele cele mai dragi mie, pe care am făcut-o cu multă dedicare și consacrare și cred că Duhul lui Dumnezeu m-a cercetat.
Textul de la care aș dori să începem introducerea la această meditație se găsește în Proverbele, capitolul 19, cu 22, și mie îmi place foarte mult textul ăsta, prima parte. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Venim prin ploaie către biserică, acum câteva minute, am stat ca să intru în atmosfera acestei prezentări și să mă las stăpânit de Duhul lui Dumnezeu, să înțeleg ceea ce vrea Dumnezeu să ne comunice și cu această ocazie. Și în drum, venind prin ploaie spre biserică, deodată m-a străfulgerat o întrebare. Doamne, dar oare de ce îmi place mie textul ăsta așa de mult? Știți care a fost răspunsul pe care l-am primit? Tocmai pentru că sunt atât de diferit de ceea ce vrea Dumnezeu din partea mea. Tocmai pentru că înțeleg cât sunt de rău, cât de rea este firea mea și natura mea păcătoasă, ce fel de om sunt. Din cauza asta îmi place atât de mult idealul către care vrea să mă conducă Dumnezeu și să vă conducă și pe dumneavoastră. Și am înțeles că acest text trebuie să rămână în fața mea. Sigur, adevăr, eroare, minciună, bine, rău, frumos sau grotesc, sunt polaritățile lumii noastre căzute în păcat. Este o lume polarizată. Sigur, bunătatea este domeniul eticii, al moralei. Dar care este sursa ei? Ce spune Sfânta Scriptură despre ceea ce este bun încă în lumea asta căzută în păcat, în această vale a plângerii? Domnul Hristos a confruntat la un moment dat pe ascultătorii săi, pe farisei, pe unul care îi se adresea, poate nu cu cea mai bună credință, și a spus: pentru ce mă numești bun? Deși probabil, nu probabil, ci cu siguranță, cu certitudine, Domnul nostru Iisus Hristos merită din plin acest nume, pe deplin. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Și mie mi se pare că se face puțină lumină, să pun lucrurile la punct. Apostolul Iacov, un om pragmatic, foarte practic, spune: orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit, nu numai material, ci mai ales moral și spiritual, este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor. Dacă domeniul bunătății este etica și morala, sursa bunătății este Dumnezeu. Dumnezeu și codul său moral și legea sa explicată, care este Evanghelia, vestea sa cea bună, care este dragostea sa către neam omenesc. Însă persistă o întrebare cutremurătoare, cu care aș vrea să vă confrunt și pe dumneavoastră în numele lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Religia noastră, credința noastră. Venim la biserică, suntem credincioși, avem convingeri religioase, studiem Biblia, facem lecțiunea, aducem daruri și zecime, cântăm, ne rugăm. Religia asta noastră, credința asta noastră ne schimbă? Ne face cu adevărat mai buni? Există o diferență notabilă între lumea care ne înconjoară și noi, creștinii adventiști de ziua șaptea? Suntem noi mai buni ca ceilalți oameni? Există oameni care nu prea sunt duși la biserică și care fac următoarea constatare. Zice: să știi că eu am văzut în lumea asta oameni, am întâlnit oameni reali, concreți, care nu stau cu Sfânta Scriptură în mână toată ziua, care nu rostesc numele Domnului la fiecare propoziție,
și totuși sunt niște oameni extraordinar de buni și frumoși. Îți face plăcere să stai în preajma lor. Sunt de o corectitudine, de o politețe, de o frumusețe a caracterului, au un cuvânt, încât sunt de admirat. Suntem noi, datorită religiei noastre, datorită credinței noastre, datorită relației cu Dumnezeu, suntem noi mai buni decât acești oameni? Stimate surori și iubiți frați, din nefericire, există nenumărați factori psihologici, sociali și mai ales spirituali care fac ca să existe o discrepanță, o prăpastie teribilă între imaginea pe care o avem noi despre noi înșine, între frumusețea și înălțimea convingerilor noastre religioase și comportamentul nostru de fiecare zi. Cu siguranță credem că comportamentul moral este profund influențat de religie. De unde să ne vină binele și morala, dacă nu din religie? Pentru că toate codurile morale ale lumii își au sorgintea, își au originea în codul moral al lui Dumnezeu, în decalog. Există o relație între comportamentul moral și religie? Într-o istorie a psihologiei, am citit a lui Morton Hunt, am citit faptul că comportamentul unei persoane este imprevizibil. Și spun autorii, și îi citesc, să mă iertați pentru brutalitatea comparației și a aserțiunilor și a constatărilor pe care o face acest autor. Zice, o femeie aparent evlavioasă delapidează firma pentru iubitul ei. Un bărbat de casă, aparent model, întreține o amantă sau are tulburări de orientare sexuală. Ne punem o cravată frumoasă, ne luăm un costum, ne punem o rochie, o bluză frumoasă, pare totul în regulă cu noi. Probabil ați asistat și dumneavoastră la marile scandaluri ale evangheliștilor prin televiziune americană. Conducători de concernuri, de magnați, transmiteau cuvântul lui Dumnezeu cu un talent, cu o eficiență extraordinară. Și s-a constatat, nu știu dacă e mai mult de un an jumate, unul dintre ei, după 16 ani de astfel de activitate, s-a constatat că frecventa și plătea serviciile unui homosexual. Sau altul a avut o afacere, o relație extraconjugală și așa mai departe. Ce poate să determine pe un om să fie atât de prefăcut, atât de ipocrit? Ce se întâmplă cu ființa umană? Mai mult decât atât. Mulți cercetători multă vreme au ignorat cu desăvârșire aspectele morale și spirituale. La un moment dat însă psihologii, psihoterapeuții, cercetătorii, savanții în domeniul psihologiei și a comportamentului uman au început să studieze genetica comportamentală și anumiți termeni psihologici pe care multă vreme, decenii de-a rândul, secole, chiar i-au considerat absolut de lux. Ce să mai vorbim despre conștiință, caracter? Astea sunt termeni de lux. Pe noi ne interesează anxietatea, depresia, ce am discutat noi săptămâna aceasta. Ei bine, când au început să fie preocupați și de lucrurile acestea, ceva după anii 70, din secolul 20, Alport, de pildă, constată că oamenii religioși care merg regulat la biserică au tendința să fie mai intoleranți decât cei care nu au o religie și care merg foarte rar, știu eu, la botez, la căsătorie și la deces, sau știu o dată pe an, sau de două ori pe an, la Crăciun și la Paște trec pe la biserică. Ei bine, oamenii religioși care au o viață religioasă activă, adică cei ca noi, au tendința să fie intoleranți. Nu pot să accepte pe cei care au altfel de convingeri decât ale lor. Fraților,
Dar oamenii sunt creați de Dumnezeu. Nu putem să-i discriminăm nici pentru culoarea pielii, nici pentru bogăție, nici pentru numărul diplomelor, nici după contul din bancă, nici după convingerile politice și nici chiar după convingerile religioase. Faptul că sunt diferiți ca noi nu înseamnă că sunt mai puțin candidați la împărăția lui Dumnezeu. Nu înseamnă că pentru ei nu sunt creați de Dumnezeu. Nu înseamnă că pentru ei Hristos n-a murit. Nu înseamnă că într-o zi ei n-ar putea deveni copiii lui Dumnezeu. Și de aceea noi ar trebui să iubim. Însă, Alport constată că comportamentul moral al credincioșilor este inconsecvent cu judecățile lor morale, cu ideile pe care le fac despre morală. Că există această prăpastie despre ceea ce credem și ne imaginăm că suntem și ceea ce suntem cu adevărat. Trebuie să remarcăm însă că prejudecățile și intoleranța nu țin de crezul creștin. Nu doctrina noastră, nu dogma noastră spune lucrul acesta, ci sunt tendințele noastre firești. E bine, vreau să vă spun că, de fapt, majoritatea studiilor academice făcute și legate de grupuri religioase și de influența convingerilor religioase asupra comportamentului, asupra calității vieții, asupra duratei vieții, asupra stării de fericire și stării de sănătate, constată că participarea la serviciile divine influențează pozitiv caracterul moral, că atitudinea față de droguri este schimbată și copiii, adolescenții nu acceptă gangurile, afilierea la bande sau consumul de droguri sau de alcool. Cu starea de sănătate e mai bună și speranța de viață e mai bună, așa cum am spus în timpul săptămânii. Faptul că vii o singură dată pe săptămână la biserică, că ai legătură de părtășie creștină și ai speranța într-un Dumnezeu, îți crește speranța de viață în medie și statistic cu 5 ani. Cu starea de fericire și starea de bine general. E bine, autorii în momentul în care au fost preocupați de dimensiunea morală și spirituală a ființelor umane și au încercat să facă o legătură cu sănătatea și echilibru psihic și au încercat să vadă cum ar putea să-i ajute pe oameni explorând aceste dimensiuni ca să revină la starea de normalitate și sănătate, au început să studieze și felul cum are loc schimbarea judecății morale de la naștere în etapele psihodezvoltării până la maturitate deplină și până la declin și eventual moarte. Ce se întâmplă cu formarea deciziilor asupra dilemelor morale? Ce este o dilemă morală? Vedeți, dumneavoastră, ar fi foarte simplu dacă în viață lucrurile ar fi albe și negre. Dacă adevărul și minciuna sau binele și rău ar fi foarte distincte. Numai că în 6.000 de ani de păcat, lucrurile au devenit atât de complexe și Satan a avut grijă să amestece albul cu negru și să facă o paletă infinită de griuri. Cum să procedezi? Pentru că uneori nu este așa de clar și nu este așa de simplu. Nu este doar alb și negru, nu este da sau nu. Uneori, o a treia variantă constructivă, genială, și Domnul Hristos a rezolvat astfel de paradoxuri și de dileme în mod absolut inspirat. Vă amintiți de pildă când era pus la colț, în colț, zicea, gata, l-am încuiat. Fie că răspunde așa, fie că răspunde așa, oricum cade sub pedeapsa legii. L-au întrebat, să cade sau nu să cade să plătim bir cezarului? Aduceți un ban. Și deodată a ieșit a treia variantă. Ei bine, asta este de obicei soluția constructivă. Când principiul lui Dumnezeu rămâne în picioare. Bonhoeffer, un teolog protestant, care a fost ucis într-un lagăr de concentrare de naziști cu o lună înainte de terminarea celui de-al doilea război mondial, a spus, atunci când suntem într-o dilemă, atunci când nu știm cum ar trebui să procedăm în viață,
Cea mai bună soluție este aceea pe care propoziția ați auzit-o de multe ori, dar nu mai știați că era a lui Bonhoeffer. Să facem ce ar face Iisus în situația mea. O dilemă este o situație imposibilă în care să îndrevăd doar două soluții, dar ambele soluții sunt imposibil de practicat, de pus în practică. Și e plină Biblia de dileme morale și vom reveni asupra. Cum ajungem la conștiința morală? Cum ne dăm seama că trăim într-o lume în care există bine și rău? În 1 Corinteni 13, după ce termină poemul dragostei, Apostolul Pavel spune: când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, zice Cornilescu, am lepădat, am ales un termen mai frumos, mai modern, am abandonat ce era copilăresc. Pătrundem în lumea aceasta printr-un răcnet, printr-un țipăt. Probabil este șocul și momentul în care ființa umană își strigă durerea de a fi pătruns într-o vale a plângerii, într-o lume căzută în păcat, o lume nenorocită și plină de nedreptate, de imoralitate, de suferință. Cu cât ții mai tare, cu atât primești o notă mai bună. Nu știi nimic despre felul cum este orânduită lumea asta, dar Dumnezeu a creat în ființa noastră, în conștiința noastră, structuri prin care să ajungem să înțelegem ce este adevărul, ce este minciuna, ce este binele, ce este răul. În primele momente, să trăiește pruncul de-a bușilea, el nu știe că pericolele sunt la tot pasul. Se apropie de sobă, de obiectul fierbinte și vrea să pună mâna pe plită. Și mama sau tata zice: nu! Arș! Bâja! Îl face ochii mari, dar el e curios. Curiozitatea îl ajută să se dezvolte, el trebuie să exploreze lumea, el trebuie să se miște ca să se dezvolte, altfel paralizează, rămâne oligofren. Ei bine, și se duce. Și dacă vede tatăl și mama că nu ascultă, ori profită de neatenția acestuia și pune degetul pe sobă. Și atunci, durerea, semnalul răului. Sau mici la bucă de o subsoară și zice: decât să te arzi tu, mai bine să te ard eu. Plisc, plosc. Ăsta se uită în sus, zmăul ăsta e rău. Și zice Jean Piaget, în urmă cu 80 de ani: judecata morală a copilului, cum se dezvoltă? Zice, în primele stadii, copilul nu știe nimic despre bine și rău. Instanța morală, cel care judecă și cel care decide ce este bine și rău pentru el, este mama și tatăl său. Știți că în primele momente ale vieții, și serva Domnului spune, părinții au nobila misiune de a ține locul lui Dumnezeu pentru conștiința copilului. Și Jean Piaget spune, acest stadiu în care moralitatea este decisă în exterior de către părinți este stadiu heteronom, altul decide ce este bine și ce este rău pentru mine. Pe măsură însă ce devin conștient că sunt o ființă pe acest pământ, știți, în primii 3 ani copiii vorbesc uneori la persoana a treia despre ei. Fetița face cu tare, băiețelul sau numele lui spune, e sete sau e foame. Cum zicea fata mea când era mică, zice. Era așa, considera că nu îi se cuvine nimic pe lumea asta. De altfel, e bun simțământul ăsta. Zice, când veneam de la adunare, mi-era sete. Mă, vrei să bei apă? Da! Păi spune-mă că ți-e sete. Ei bine, când descoperă că e o ființă umană, când descoperă că poate asimila valori din lumea aceasta, dincolo de rochițe, păpușițe, mașini, tancuri și așa mai departe,
cravată, bicicletă, mașină, își însușesc valorile morale și spirituale. Cât de mult contează să manifestăm dragoste, iubire, să comunicăm, pentru că să fim prieteni cu copiii noștri. Nu-l asculți când este mic. Dar de ce e luna pe cer? Dar de ce e întuneric? Dar de ce mă împiedic de pietre pe drum? Dar mai taci, mai du-te și la mătea să-ți răspundă. Când e mic, nu-l asculți. Când e mare, nu o să te mai primească el în audiență. Comunică, vorbește, spune de 100 de ori același lucru și zice înțeleptul. Dacă îl vei învăța, când este mic, calea Domnului, când va fi mare, nu se va îndepărta de ea. Ei bine, după ce ajunge adolescent, e un moment care pare un moment de rebeliune, de răzvrătire. Unii rămân toată viața în stadiul ăsta. Și sunt mulți și între noi adventiști, să știți. Rămân în stadiul de adolescent. Ei bine, când ajunge la vârsta asta, zice, lasă-mă în pace. Eu vreau să fiu, eu știu ce este adevărat și ce e minciună, ce este bine și ce este rău. Este momentul de asumare a responsabilității, de dezvoltare a personalității. Fiți îngăduitori, oameni în vârstă și înțelepți. Acceptați răzvrătirea aceasta, pentru că către 20 de ani lucrurile se liniștesc. Deodată tânărul descoperă că valorile tatei și ale mamei sunt valorile lui Dumnezeu, valorile autentice în această lume plină de capcane, de hățișuri, de nefericire, cu costuri enorme, dacă nu-L asculți pe Dumnezeu. Însă, a mai venit mai târziu după Jean Piaget, că timpul trece și unii trec în rândul părinților lor și vin alții. Așa este de la facerea lumii. Dar e un capăt, e un sfârșit. Și un fecior al lui Avram pe nume Lawrence Kohlberg n-a fost mulțumit doar cu împărțirea aceasta, cu lucrarea de pionerat al lui Jean Piaget. Și el spune, eu observ că și oamenii adulți, foarte bine dezvoltați, așa, musculos, așa, sunt foarte bine. Dar poate să fie niște pitici morali sau unii sunt niște giganți din punct de vedere moral. Cum poate un om să fie atât de meschin și altul să-și dea viața pentru semenul lui? Să aruncă în foc, în apă. Nu pregetă nimic ca să salveze pe semenul meu, pe semenul său. Ce poate să-i facă pe oameni, unii atât de egoiști și alții atât de altruiști, să consumă pentru binele public, social, al mulțimilor, al celor. Ei bine, și-a pus problema aceasta. Știți că în cercetarea psihologică, psihiatrică, există niște teste de determinare a deșteptăciunii, teste de inteligență. Probabil ați auzit, testul lui Stanford-Binet, al lui Wechsler și alte teste non-verbale ar trebui ca în orice cultură, dar ele trebuie standardizate, să ne spună cât de deștept sunt. E o treabă foarte bună asta. Dacă ai peste 130, înseamnă că ești în rândul lumii. Nu lumea asta a lui Satana. În rândul normalității, vreau să spun. Dacă ai mai puțin, înseamnă că ești cu intelect liminar, debil și lucrurile pot degenera foarte rău, după cum ați văzut că am prezentat în timpul săptămânii, dar nu insistăm acum. Ei bine, ce bine ar fi, s-a gândit Kohlberg, dacă am putea să găsim un test, ceva, vă dați seama ce frumos ar fi, câte probleme s-ar rezolva în comunitate. Să știm, domnule, care-i de pildă, s-a constatat că nu cei mai cu memoria cea mai, apropo de memorie, cei care au memoria cea mai bună, memoria au mașinile, nu ne trebuie memorie foarte multă. Sunt cei mai buni, cei care stochează. Învățământul din România e bazat pe dopaj. Băgă cât mai multe cunoștințe și el să le spună ca un papagal. Bă, dar ce faci cu cunoștințele astea în viață? Școlile cu adevărat superioare, care scot cadre foarte bune, celebre în lumea aceasta, nu dopează elevii și studenții, ci învață cum să folosească cunoștințele. S-a constatat că nu ei care au cea mai mare informație, cele mai multe diplome, care au titluri de doctor, sunt cei care au succes în viață. Nu! Cei care sunt capabili să-și recunoască simțămintele, sunt capabili să-și exprime direct
simțămintele și mai ales sunt empatici, sunt capabili să citească simțămintele și cadrul de interpretare a lumii, a celor din jurul lor. Aceștia au cel mai mare succes și ajung cel mai departe în viață. Se numește inteligență emoțională. Dar vă dați seama ce bine ar fi să știm care este coeficientul nostru de moralitate. Nu? Ar fi foarte interesant. Avem un test așa. Duhul lui Dumnezeu știe. Dumnezeu știe exact pe ce treaptă suntem. Problema e că noi nu știm. Noi oamenii nu știm. Noi ne luăm după aparențe. Sigur, mai întrezărim noi câte ceva, mai înțelegem, adevărul că înțelegem mai mult decât credem fiecare dintre noi, unii despre alții. Dar totuși suntem departe de adevărurile fundamentale, așa cum le înțelege Dumnezeu. Dar El ne citește. El știe totul despre noi. Pe ce nivel, la ce nivel suntem? E bine, imaginați-vă că am ști exact care este scorul, nu de inteligență, ci de moralitate, de spiritualitate al fiecărui membru. Ce frumos ar decurge alegerile. Să vină primii 5. Ăștia să fie prezbiteri. Nu, următorii 2. Primii diaconi și așa mai departe. Dar, din nefericire, nu știm. Coeficientul de moralitate, coeficientul de spiritualitate. Ei bine, Kolberg acesta, un evreu foarte deștept, a făcut niște schițe dilematice, niște situații morale, etice, etico-morale foarte complexe și îți cerea, ne cere nouă, și am să vă dau un exemplu imediat, ne cere nouă să spunem care este răspunsul la această dilemă morală. Cum ar fi trebuit să se comporte omul acela? Și să motivezi, dar de ce trebuia să facă așa? Ei bine, și în urma acestor răspunsuri, el a împărțit mii de chestionare. Le-a analizat răspunsurile și constată Kolberg că oamenii se situează pe diverse trepte de dezvoltare morală. Iată cum arată un astfel de chestionar, cel mai celebru. O femeie bolnavă de cancer este pe moarte. Medicamentul care ar putea o salva are un preț de 10 ori mai mare decât altele. $2000 costă flaconașul ăla. Soțul a reușit să strângă $1000. Nu, situația e cunoscută. E familiară? Am văzut atâta suferință aici între dumneavoastră. E destul de deprimant să vezi lumea prin intermediul unui cabinet medical. A reușit să strângă $1000. A rugat farmacistul să îl vândă cu o jumătate de preț. Sau să măcar să îl dea în rate. Ți-aduc banii, lasă-mă să plătesc în rate lunare de câte $100. Dar acesta a refuzat. El trebuie să-și extindă afacerea, trebuie să îmbogățească. Ai zice pe de-o parte. Pe de altă parte, dacă ai fi în mintea farmacistului, el ți-ar spune așa: măi, odată cu soția ta s-au îmbolnăvit de cancer în lume încă 250.000 de femei și bărbați. Dacă eu îți dau medicamentul mai ieftin și nu reușesc să fac uzina de medicamente, majoritatea acestor oameni vor muri, pentru că eu stau pe loc. Pe când dacă îți cer ție prețul, poți să termin medicamentul mai repede. Disperat, soțul femeii bolnave a spart farmacia, a furat medicamentul necesar soției sale și s-a dus și ia nevastă, dragostea mea, ia, poate dă Domnul și trăiești. A procedat bine omul acesta? Cine crede că omul a procedat bine în disperarea lui de cauză? Mulțumesc! Frate pastor, ai notat? Comitet după amiază. La biserică învățăm să spargem farmacii. Din fericire nu ni se cere să răspundem. Problema știți care e, fraților? În fiecare zi suntem confruntați cu zeci de astfel de situații dilematice. Și trebuie să luăm o decizie. Doamne, cum să procedez? Care-i voia ta, Doamne? Nu? Ei bine, după ce strânge toate chestionarele, în funcție de răspunsul și de motivarea răspunsului, Kolberg a stabilit
trei nivele de dezvoltare morală pe care le-a numit cu litere romane. Știți, 1 roman, 2 roman, 3 roman. Da? Nivele. Fiecare nivel are două stadii arabe, 1 și 2, de dezvoltare morală a ființelor umane. Și iată să propășim, să procedăm la explicarea lor. Primul nivel, spune Kohlberg, este nivelul preconvențional. Regulile morale nu sunt percepute decât ca niște etichete. Alb, negru, bine, rău. Vreau să vă spun că toată lumea asta modernă, dar e o lume a păcatului, eu nu mi-am clarificat încă foarte bine cum ar trebui să procedez. Trebuie să mai învăț încă de la Domnul Iisus Hristos și dumneavoastră la fel. Lumea nu este alb-neagră. În nivelul și e considerată această gândire alba-neagră, este considerată o gândire primitivă. Deși principiile, despărțirea de lume trebuie să fie foarte clară. Numai că trebuie să înțelegi ce este neutru, ce nu are interferență, dar să n-ajungi la compromis. Principiile lui Dumnezeu trebuie să rămână neatinse, sunt intangibile. Nivelul preconvențional. Regulile morale sunt doar niște etichete. Bine, rău. Și sunt înțelese doar în funcție de consecințele lor fizice. Știți cum e? Într-o mână ții zăhărelul și într-o mână biciu. Faci sau nu faci? E mai mult un fel de dresaj. Înțelegi? Dresaj, da? Pedeapsă și premiu. Și la acest nivel moral sau preconvențional, deci nici măcar nu-i vorba de moral aici. Stadiu 1. Sunt moral și respect regulile. De ce? Din cauza biciului. Nu? Binele și răul sunt văzute numai ca și consecințe fizice. N-au valoare în sine, nu le înțeleg sensul. De ce sunt moral? Care e condiția morală? Să evit pedeapsa autorității. Să vedeți cum se găsește asta în viața noastră. De ce sunt moral? De frica pedepsei. Știu că în Spania este interzis să ai antiradar. Dar în România nu e interzis. Aveți antiradar? Când l-ați cumpărat, să știți că ați votat pentru primul nivel al dezvoltării morale. Dar ce credeți, că eu nu mă uit după camerele de luat vederi? Le știm pe din afară. Îmi spune, fii atent, la podul următor e cameră. Gata, reduc piciorul de pe accelerație. De ce sunt moral? De frica pedepsei. Ia spuneți, de câte ori ați auzit în copilăria noastră? Mă, fii cu minte, mă, că te arde Domnul în foc, mă. Adventismul nostru a fost legalist, să știți. Vă mai amintiți lecțiunile din copilărie, cei care sunteți pleșuv ca mine? Legea pe o parte, lege pe alta. Și istoria cu tablou, cum a adus serva Domnului crucea în prim planul tabloului și a împins tabla cu legile puțin mai în spate, nu? De frica pedepsei, sunt moral, e stadiul cel mai primitiv, rudimentar de înțelegere a moralității. Stadiul 2 de la nivelul 1. Un scop instrumental și de schimb. Ce înseamnă asta instrumental? Moralitatea este un mod de a respecta regulile pentru interesul personal. Frate dragă, dar cum să nu fii moral? Păi trăim într-o lume. Păi pierzi enorm dacă te pui împotrivă. Ce, te apuci să vâzlești împotriva curentului, așa? Dar nu e nimeni bătut în cap să facă lucrul ăsta, nu? Societatea e un fel de piață în care se face schimb echitabil, ca o afacere. Îți dau, îmi dai. Îmi dai bună ziua, îți dau bună ziua. Mă înjur, te înjur. Ce? Crezi că nu poți să uiți 5 minute că sunt credincios? Nu? Din interes și pentru trebuințe. Relațiile umane sunt văzute doar ca relații de piață. Dar este totuși o evoluție față de stadiul rudimentar. Cinste, egalitate, în sens însă fizic, pragmatic, nu mai profund. De ce sunt moral? Din interes, așa îmi dictează interesul. Pentru că vreau să merg cu fața sus. Să nu mă arate nimeni cu degetul. A, aș face eu multe. O, ce aș face? Dar ce ar zice frații? O,
ce a ajuns, mamă, ce a făcut. Să și sinucid unii, fete care rămân însărcinate și așa mai departe. Al doilea nivel roman, nivelul convențional, nivelul moralității, nivelul eticii. Știți dumneavoastră, este așteptată, există o anumită așteptare din partea fiecăruia dintre noi. Și noi intuim, pentru că trăim în societate, în lume, învățăm, nu? Lucrul acesta. Să satisfacem așteptările familiei, grupului social, societății. Asta este valorizat. O atitudine conformistă, loială, de susținere a ordinii sociale. O identificare cu interesele sociale. E mai mult nivelul convențional. Și stadiul 3, adică primul din acest nivel, așteptări reciproce, relații bune, conformarea la așteptări. Fiecare dintre noi avem statusuri și roluri. Suntem fiu, soț, soră, pastor, tată, medic, profesor, instalator, constructor, faianțar, zugrav. E bine, când chem instalatorul la tine acasă, mai ales că te frige la buzunar, ce aștepți? Băi, uite, curge, bateria asta curge, țeava asta curge, de la calorifer curge. Dau un ban, dar ce vreau? Când pleci, să nu mai curgă. Asta e așteptarea, nu? Ei bine, ni se cer astfel de lucruri. Oamenii au niște așteptări din partea dumneavoastră. M-ați invitat aici la Madrid. Probabil pastorul, comitetul, au auzit vorbindu-se, băi frate, e un risc. Cine știe ce o zice ăsta? O fi dus la biserică sau nu-i dus la biserică? Și ați constatat, vai de mine, îmi imaginez eu, bineînțeles că nu corespunde întru totul realității. Ce frumos vorbește fratele Sandulache și eu mă mângâi. Fraților, dacă din cauza asta suntem religioși, dacă până aici se ridică morala noastră, ascultați ce zice Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos în Matei 6. Dacă vă sluțiți fețele, dacă faceți anterie lungi, dacă într-un stat teocratic vă așezați la intersecții și vă rugați, atunci să știți că v-ați primit răsplata. Nu mai așteptați nimic din partea lui Dumnezeu, că ați primit totul de la oameni. Nu de ochii oamenilor suntem noi morali și credincioși, ci pentru că avem un Dumnezeu. Îmi place să fiu bun, drăguț, altruist. De ce? Ca de bine. Am succes în afaceri, sunt bine primit. Nu? Accent pe încredere, pe loialitate, pe apreciere. De ce sunt moral? Ca să culeg apreciere, să culeg laude. Dacă citim ce spune serva Domnului despre laude, vom constata că nu e simplu și că e un handicap destul de mare pentru firea noastră pământească. Stadiul următor din nivelul 2, 4, menținerea sistemului social, a legii și a ordinii. Ah, câte am înghițit pe timpul comunismului de la nivelul ăsta de moralitate. Îndeplinirea datoriei cu convingere, e bine. Legi responsabile, dar există și excepții din nefericire. Rațiuni superioare de politică și de stat poate să-i ceară să-l împuște pe individ. De câte ori nu ne spunea nouă, lasă, tăiem lumina, nu se mai găsește mâncare, s-a ducea țăranul din Suceava, omul care muncea să facă bobul de grâu, cumpăra pâine odată pe lună din București. Plângea sufletul în mine că-s născut la țară și știu ce înseamnă să sapi, să seceri pe arșiță. Și țăranul nu mânca rodul muncii lui. Pentru că viitor de aur țara noastră are. Și persoana, individul nu mai avea nimic și întotdeauna statul, orânduirea, avea totul. Nu e normal. De ce sunt moral? Pentru că sunt lași. Pentru că nu mai întrebăt și n-am curajul să mă așez de partea dreptății și a ceea ce este adevărat și bun cu adevărat. Nu? Ei bine, nivelul post-convențional este unul și mai înalt în analiza lui Kohlberg. Definiția valorilor, a principiilor morale este înțeleasă prin ele însele.
Așa, și n-au nevoie neapărat de validarea grupului și stadiu 5 de la acest nivel al treilea. Sunt conștient de drepturile fundamentale ale omului. Care sunt drepturile ființelor în mijlocul cărora stau? Toți oamenii sunt frații mei, sunt oameni ca și mine. Nu pot să fiu egoist, să fiu meschin. Așa cum eu vreau să trăiesc, să fiu fericit, trebuie să trăiască și cel de lângă mine. E un nivel mai înalt, nu? Dreptul la viață. N-am dreptul să mă ating de viața cuiva. Nu vreau să devin criminal. Mai bine să mor eu decât să săvârșesc o crimă. Dreptul la libertate. N-am dreptul să limitez libertatea cuiva. Este dreptul lui la libertate și la fericire, să se exprime, să se manifeste liber. E un grav păcat, o gravă încălcare să limitez dreptul la libertate. Să restrângi, dumneavoastră știți, sechestrarea de persoane, răpirea, cât de pedepsită este de legile umane, nu? N-am voie să fac lucrul ăsta. Dreptul la sănătate, la fericire în codurile umane. Drepturile universale ale omului sunt inviolabile și omul a ajuns la nivelul ăsta de moralitate, înțelege. Este temelia societății, sistemele sociale. Sunt un contract liber consimțit de toți participanții la viața socială. Și acest nivel prezervă libertățile și drepturile umane. S-ar putea numi nivelul acesta, nivelul altruist. De ce sunt moral? Pentru că sunt altruist. Pentru că iubesc pe semenii mei. Da, e un nivel înalt, trebuie să recunoaștem. Legea de aur a lui Dumnezeu zice, ceea ce doriți să vă facă vouă oamenilor, oamenii, faceți-le și voi la fel, nu? În fine, ultimul stadiu, cel mai înalt stadiu în concepția lui Kolber, care nu era dus la biserică și nici la sinagogă, între noi fie vorba. Acela că, bun, până acum judec morala și realizările morale și situarea și atitudinea morală în funcție de ceilalți și împreună cu ceilalți. Deci tot timpul mă compar, dacă vreți, cu ceilalți. Dar există un nivel și mai înalt decât acesta. Oameni buni, conștiința mea de om, demnitatea mea mă face să înțeleg că principiile acestea etice și morale sunt atât de înalte și atât de bune, că însăși definiția și demnitatea mea de om este îndeplinită și împlinită prin înțelegerea acestor valori. Persoana e un scop în sine, nu un mijloc. Omul este și viața înainte de toate. Armonie, pace socială, dreptate, egalitate, demnitate pentru toți membrii societății. De ce sunt moral? Pentru că n-am nevoie de comparație, n-am nevoie să mă înalțe cineva în slăb, pentru că am o conștiință, pentru că am înțeles valoarea principiilor etice și morale. Din cauza asta sunt moral. O să ziceți, păi bine frate, asta e tot ce se poate spune pe lumea asta despre morală, nu? Păi, până și Dumnezeu și prorocul a inspirat pe prorocul lui Dumnezeu și dumneavoastră știți ce scrie în Ieremia? Către capitolul 40, citat de autorul epistolei către evrei. După zilele acelea, zice Domnul, voi scoate din pieptul lor inima de piatră și voi pune în loc o inimă de carne. Și voi scrie pe inima lor legile și poruncile mele. Nu ăsta e stadiul? Nu asta vrea Dumnezeu de la noi? Ca să nu fie o literă moartă, nu pe piatră, ci vrea ca în conștiința noastră, în inima noastră, adică să fie convingere, să avem suflet, să ne dăruim pentru ele. Să fie ajuns la nivelul conștiinței noastre. De ce sunt moral? Pentru că sunt etic și principial. Fraților, nu-i de ajuns. Dumnezeu nu se oprește aici. Știți care este limita? Toate principiile astea, oricât de frumoase ar fi, nu trec de creștetul capului unui om. Fie el și de 1,85 m, 1,90 m mai înalt decât mine. Nu trec. De ce? Pentru că această etică este o etică antropocentrică. Numai oamenii pot să creeze un astfel de bine și un astfel de adevăr. E adevărul oamenilor, e binele oamenilor. Morala e relativă. Există alte interese de grup, deodată. Oamenii sunt rejectați și nu mai sunt acceptați.
care ar fi nivelul pe care îl poate accepta Dumnezeu? Și cu permisiunea dumneavoastră facem un pas mai departe. Am adăugat la Kohlberg două nivele. În primul rând, am constatat că există oameni care au făcut o alegere în viața lor care îi respinge și îi exclude pentru totdeauna din drepturile și accesul la adevăr și la bine. Și anume, am numit stadiul acesta sub 1 de frica pedepsei anomic. Anomos, fără lege, fără de lege. Toți oamenii fără de lege, aceia care se identifică cu păcatul. Cel mai bun exemplu care îmi vine acum în minte este tâlharul nepocăit. A început să-l batjocorească pe Iisus. Durerea îl făcea să fie și mai rău, și mai cânos. Altfel există și o alternativă. Unul din tâlhari va fi mântuit, va fi pocăit. Nu? Anomic. Toți aceia care se identifică cu păcatul, se lipesc de păcat și în ciuda bunătății, dragostei, răbdării, îndurării lui Dumnezeu, preferă să se îndrepte către neant. Aceștia sunt în stadiu anomic. Dar dincolo de principii etice și morale, există unul singur, bunul Dumnezeu, care este sursa principiilor etice și morale ale existenței din acest univers. Și acest stadiu, al șaptelea, se numește teonomic. Teo înseamnă Dumnezeu, nomos înseamnă lege. Să înțeleg că Dumnezeu este sursa legiuirilor și a principiilor și a codurilor, să înțeleg că numai în relație cu acest Dumnezeu pot ajunge să împlinesc legea, să fiu bun, să fiu veritabil, să fiu frumos în această lume. Fără Dumnezeu nu se poate. Atunci când suntem confruntați cu dileme morale, și vom vedea imediat ce fel de dileme, ca să înțelegem ce e în viața noastră, ce fel de dileme sunt în Sfânta Scriptură. Atunci când suntem confruntați cu dileme, cu lucruri încurcate, când nu știm, Doamne, cum ar trebui să fac? Care-i voia lui Dumnezeu? Dar ce zic eu? Nici nu se mai întreabă oamenii care-i voia lui Dumnezeu. Cum aș putea să scot? Care-i mai avantajos? Cum să procede? Suntem ispitiți, pe de o parte, de factori negativi, tentațiile din firea pământească, păcatul din noi, din afara noastră, ispita lui Satan, tendințele firești, egoiste, meschine, senzuale, ale mândriei, orgoliului, vanității, invidiei, astea ne dau ghes. Și ne spun, fă-mă așa, mă, acu ai ocazia, nu te lăsa, ia-o înaintea tuturor, pe drumul spre pierzare. De sistemele sociale, lumești, culturale și tradiționale, toate sistemele lumii acesteia aparțin logisticii unui uzurpator care a furat frâiele acestei lumi și care se numește Satana, Lucifer, cel rău. Asta știți ce a făcut lui Iisus în pustie, cum l-a dus și a zis, iată, ți le dau. Domnul Hristos a știut să-i răspundă lui Satana. Ei bine, dar pe de altă parte există și influențe pozitive atunci când suntem confruntați cu dileme morale. Comunitatea creștină, influențe sfinte de părtășie. Fraților, mulțumesc lui Dumnezeu pentru oamenii cu adevărat spirituali, modelele mele de la care am avut foarte mult de învățat. Întotdeauna m-am bucurat, am admirat pe oamenii cu adevărat consacrați. Atunci când eram copil, adolescent, am cunoscut un tâmplar. Orice asemănare cu biografia Domnului Hristos nu cred că este întâmplătoare. Se numește Ieremia Dospinescu. Îl cunoașteți mulți dintre noi. Omul acesta, consacrat al lui Dumnezeu, a vorbit copilului și adolescentului din mine, când eram în zorii vieții. Mi-a sădit o dragoste de Dumnezeu și o temere de Dumnezeu, o frumusețe a credinței și a caracterului pe care n-am să o uit toată viața. Acesta a fost mentorul meu spiritual. Și a urmat după aceea mulți alții din Popatatu, fratele Alexe, Greising, Geantă, Turlea, dar câți, Dumitrescu, Virgil,
Stroiescu, Sandu Stroiescu, nu faceți confuzie, Sandu Stroiescu era calculatorist, fratele lui Virgil Stroiescu și el a murit de cancer bronhopulmonar. Virgil Stroiescu trăiește și e bine mersi și să trăiască, să-l trăiască Dumnezeu mai departe. Deci am auzit că a fost oarecare confuzie. Toți oamenii aceștia, dincolo de influența lui Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos, a Duhului Sfânt, am fost gata să învăț de la ei. E bine, apoi, confruntați cu dileme morale, noi avem o conștiință personală. Ce spune serva Domnului definind conștiința? Este vocea lui Dumnezeu în mintea noastră, în inima noastră, care este luminată, care este sfințită de Duhul lui Dumnezeu sau, din nefericire, poate fi tocită de compromisuri. Voia lui Dumnezeu prin cuvântul său, studiu, meditație. În Sfânta Scriptură există dileme, nu o să le prezint pe toate. Timpul e destul și foarte înaintat, nu destul de înaintat, dar sper să mă suportați, să nu mă luați la bătaie. Iosif a fost vândut de frații săi rob în Egipt. Nu și aparținea. Am fi putut spune cum făceau și ăștia în comunism, ne lua la armată, domnule, ești sub ordin, ce să faci? Nu? Unii luptau, găseau soluții. Există întotdeauna a treia variantă. Ar fi putut să spună, nu mi-aparțin. Și când nevasta lui Potifar, care ci că era famen, atenție, în felul ăsta înțelegeți istoria puțin, probabil puțin mai bine, dar nu știm sigur. Nevasta lui Potifar, femeie frumoasă, bogată, la cea mai mare împărăție a lumii, cea mai bogată în forță. Ia uite, domnule, ce posibilități mi se deschid. Îți dai seama ce poate face o femeie pentru un sclav ca mine? Mă eliberează, mă umplă de bogății, îmi cumpără cel mai frumos car, cele mai frumoase odăjdii, mă urc pe piramidă, mă duc pe Nil. Uai, ce viață, plăcere! Iosif, tânăr, verde, virgin. Și nevasta lui Potifar la apucă. Culcă-te cu mine, Iosif. Ce spune Iosif? Ca să înțelegeți ce înseamnă stadiul teonomic. Nu de frica pedepsei, nu din interes, nu pentru apreciere, nu pentru că există principii morale, ci pentru că există un Dumnezeu. Primul care suferă atunci când păcătuim este Domnul nostru Dumnezeu, Iisus Hristos pe cruce. Am înțeles oare Golgota? Am înțeles că atunci când mințim, când curvim, când furăm, când facem orice altceva, El suferă și nu vom fi iertați dacă nu primim iertarea și pocăința din partea Lui. Cum aș putea să fac un păcat așa de mare înaintea lui Dumnezeu? Nu înaintea lui Potifar, nu înaintea părinților, nu înaintea fraților. M-au vândut. Un singur lucru contează, Dumnezeu care privește spre mine, care e prezent în viața mea. Cum aș putea să fac așa ceva? Cum aș putea? Și Dumnezeu a fost la cârma vieții lui. Citiți istoria lui Iosif și o să vedeți că de câte ori cade, de câte ori cade, de câte ori e lovit, de câte ori se ridică, autorul Sfintei Scripturi, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, zice... Pentru că Domnul Dumnezeu era cu Iosif. Stimate surori, iubiți frați, ați plecat de acasă. Știu că nu vă e ușor. Știu că unii ați dat și de bine. Să vă binecuvânteze Dumnezeu în continuare. Vă întreb astăzi, se poate scrie în dreptul raportului dumneavoastră din ceruri, dar Domnul Dumnezeul lui este cu el. Vă însoțește Dumnezeu în umbletele dumneavoastră, în suferințele dumneavoastră, în biruințele și realizările dumneavoastră, în familia dumneavoastră. O, fraților, câtă suferință am putea să stopăm! Noi credem că Dumnezeu ne-a pus niște opreliști, niște garduri. Nu.
Dumnezeu este creatorul nostru, Dumnezeu este salvatorul nostru, Dumnezeu ne iubește, ne dorește fericirea, sănătatea. Dumnezeu ar vrea să intervină în viața noastră. Haideți să-L lăsăm să facă lucrul acesta. Nu e ușor, nu e simplu. Te cutremuri când stai în fața lui Dumnezeu. Amintiți-vă de Moise. Moise, aruncă toiagul. Moise, apucă toiagul. Moise, bagă mâna în sân. Moise, scoate mâna din sân. Era ușor să vezi șarpele și să spună Dumnezeu, ia-l de coadă. Vipera aia înfocată. Era ușor să scoți mâna și să te uiți la ea și să-ți dai seama că ești condamnat la moarte. Nu era, era o boală incurabilă. Lepra însemna să mori, să fii exilat, să nu mai ai drept la societate. E ușor să stai în fața lui Dumnezeu? Nu e ușor. Dar e mult mai greu să fii biciuit, schilodit de păcat și de fără de lege. Să lași ca satana să-ți bată joc de tine, de familia ta, de profesia ta, de ființa ta. E mult mai greu să-L primim astăzi pe Dumnezeu în viața noastră. Să fie El Domnul vieții noastre. Abraham, Dumnezeu, post-etic și post-moral, spuneți-mi dumneavoastră după care poruncă îi cere Abraham într-o, Dumnezeu lui Abraham într-o noapte. Avraame, ia pe fiul tău și ca să nu fie vreo cumva, că știa că Avraam odată mai oscilase, mai, nu, i-a sugerat, i-a făcut, Avraam, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, nu există alții, pe Isaac și adu-l ca jertfă. Doamne, Doamne, ți-ai pierdut credința, Doamne, cum să bag cuțitul în feciorul meu, Doamne, el e făgăduința mântuirii, a mulțirii, a neamului tău. Păgânii fac asta, lumoloh, își trec copiii prin foc. Cum să fac, Doamne, așa ceva? Cum încerc, Doamne, să păcătuiesc? Dar el cunoștea vocea lui Dumnezeu. Și n-am fi înțeles ce s-a întâmplat atunci. Dacă n-ar fi venit Domnul Iisus Hristos după 1000 de ani și ar fi spus, Avraam a asistat la ziua mea. La ziua mea a înțeles ce a simțit Dumnezeu când Hristos se sfârșea pe cruce pentru mine și pentru tine. Când era învins și de fapt era biruitor pentru veșnicie. Cine mai este confruntat cu dileme și obține biruința? Rahav, minciună sau trădare? Minciună și trădare de o parte sau viața iscoadelor din poporul lui Dumnezeu de partea cealaltă. Această proxenetă care avea, mi se pare, și niște cannabis în pod. Nu e sigur cum sunt traducerile. Ajunge să fie moștenitoare și genitoare în genealogia Domnului Iisus Hristos. Daniel și cei trei tineri în cuptorul cu foc, nu putem să rămânem asupra acestor exemple. Eșecuri. Aron, care face vițelul de aur. Acan, o manta de șinear, în vânt și sufletul pentru o manta de șinear și niște sicli de argint. Gehazi, robul cu un talent, fratele mai mare al fratelui risipitor. Dar ceea ce mă încurajează cel mai mult este că în Sfânta Scriptură există exemple în care eșecul este situația primară, primordială și după aia biruința. David și Batșeba, Iona, Petru, fiul risipitor, biografia mea și biografia tuturor celor ce vor fi mântuiți și a dumneavoastră, a fiecăruia să ajute Domnul. Iubiți frați, există dileme morale, dar unele sunt depărtate de noi. Infidelitate, adulter, se întâmplă așa ceva între dumneavoastră? Să răspundem fiecare înaintea lui Dumnezeu. Violență intrafamilială, abuz, incest, pedofilie, ați auzit, fraților? Ați auzit ce s-a întâmplat? Avort, separare, divorț. De unde vin certurile și zavistiile? De unde vin?
Ce spune Iacob? Cereți și nu știți cum să cereți. Cereți ca să folosiți în păcat. Ei bine, de aici vine suferința, fraților. Și Dumnezeu ne cercetează astăzi și ne cheamă pentru că vrea să intre în viața noastră. Îl vom lăsa să fie Domnul nostru, Domnul vieții noastre. Tulburări de orientare sexuală, eutanasie, fertilizare in vitro, clonare, dar o rectitudine în afaceri, un caracter bun, un cuvânt, credincioșie. Nu se face publicitate pentru valorile acestea. Atunci când conștiința noastră este luminată de Duhul Sfânt, ea se maturizează. Care sunt trăsăturile unei conștiințe mature? Conștiința pozitivă a libertății, modelată într-o comunitate creștină. Ce frumoasă e comunitatea dumneavoastră! Nici nu știți cum îmi crește inima când văd ce coruri frumoase, ce oameni deosebiți aveți. Eu văd numai lucrurile bune, deși am văzut și multă suferință. Am fost distrus câtă suferință am putut să văd săptămâna aceasta aici. O continuă dezvoltare și maturizare. Conștiința noastră nu stă pe loc. Ori merge în sus în fiecare zi, ori derapează în jos. Să vă mai spun, când în adolescență simțeam că nu mai sunt așa cum trebuie spiritual. Nu mă mai rugam cât trebuie, nu studiam, parcă mi se părea... Nu mai vedeam sens. Știți ce făceam? Și vă recomand tinerilor, că probabil există ediții noi. Luați solii pentru tineret. Atât. O singură lucrare în tinerețe vă trebuie. Și citiți-o de la început până la sfârșit, cu creionul în mână. Dacă n-am subliniat-o de zeci de ori cartea asta, ferfeniță am făcut-o. De câte ori terminam solii pentru tineret, eram alt om. Deodată Dumnezeu era iarăși prezent în viața mea. Continuă dezvoltare și maturizare. Viziune a integralității și holismului ființei umane, pe nivele așa cum l-am prezentat. Suport, susținere pentru semeni și dumneavoastră faceți lucrul acesta. Responsabilitate socială în conștiință matură. O conștiință matură, sănătoasă, nediscriminatorie, orientată către valorile generale ale umanității. Și dați-mi voie să adaug la Peterson, care a făcut toată lista asta, încă două trăsături. Și cred că veți fi de acord cu mine. 9. Conectată la revelația divină în orice moment. Asta înseamnă rugați-vă neîncetat. Să ne vorbească Dumnezeu în fiecare clipă. Să legăm religia noastră de viața noastră de fiecare zi. Ai de luat o hotărâre. Doamne, aprob lucrul ăsta? Doamne, ce părere ai? Și călăuzită cu această conștiință matură, călăuzită de Duhul lui Dumnezeu. Iubiți frați, avem o șansă extraordinară. Ne-a chemat Dumnezeu la mântuire. Avem în mână cuvântul lui Dumnezeu. Acest cuvânt, această scrisoare de dragoste descoperă Dumnezeul dragostei. Conține principii, reguli, norme morale. Le aplică în contextul prezenței divine, în context teonomic, la cel mai înalt nivel. Descoperă idealul a ceea ce poate să fie o ființă umană pe acest pământ, și anume Domnul nostru Iisus Hristos. Funcția Scripturii este nu numai de informare, ci și de formare. Ce spune Isaia 55? Nu! Cuvântul meu nu se va întoarce fără rod înapoi la mine. Și are o putere sfințitoare. Ce spune Ioan 17? Rugăciunea apostolică, domnească a lui Domnul Iisus Hristos la despărțire pentru ucenici și pentru toți cei care vor urma după ei. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. E autoritară, este curte finală și conduce la Dumnezeu. Conduce la stadiul acesta post-etic. Vor veni momente în viața noastră, iubiți frați, când nu ne vor putea salva poruncile, ci numai legătura cu Dumnezeu. Numai dacă îl cunoaștem și recunoaștem timbrul vocii sale, dacă știm ce înseamnă să intre el în viața noastră și să intervină, să pună degetul pe rana noastră, să pună mâna pe umărul nostru și noi nu să ne întoarcem și să-l pocnim cum a făcut Iacob la Iaboc. Și abia dimineața în zor să descoperi, mă, cu cine mă lupt eu, mă? Cu cine mă lupt eu?
Ce fac eu cu viața mea? Iacobe, ce faci cu viața ta? Te rog, Doamne, binecuvântează-mă. Puteți să ziceți împreună cu mine lucrul ăsta? Doamne, te rog, binecuvântează-mă. Nu mă lăsa, m-am luptat cu tine. M-am împotrivit, nu mă las să fiu salvat, nu mă las să fiu mântuit. Nu te las să intru în viața mea. Mai am o rezervă, mai am un chiort în sufletul meu. Doamne, curăță ființa mea. Doamne, pătrunde în viața mea. Doamne, fă ordine în familia mea. Fă ordine în viața mea, în profesia mea. Învață-mă ce să fac mai departe. Spune-mi, Doamne, care este pasul următor. Veți vedea câtă binecuvântare, câtă fericire, câtă sănătate poate să vină din relația cu Dumnezeu. Religia noastră nu e o corvoadă. Religia noastră nu e o povară. Religia noastră este fericire, armonie, dezvoltare, înflorire, pace și liniște. Și mai este ceva. Pentru că dacă doar pentru viața asta l-am cunoscut pe Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Și veșnicie înseamnă viața cu Dumnezeu. Unde ne aflăm pe scala asta a lui Kolberg? Unde ne aflăm? La ce nivel? Ce raționamente folosim? Doamne, știi, un pic, te rog, nu pot din cauza, dar ce să fac, asta e. Ce experiențe folosește Dumnezeu pentru a ne ridica? Vom rezista nivelului post-etic cu care fiecare dintre noi vom fi confruntați. Nu există altă posibilitate. În viața asta odată ești pus la zid. Ești de partea lui Dumnezeu sau de partea celui? De care parte ești? Va trebui să alegem. Poate că în ultima clipă de pe acest pământ, poate atunci când vom muri, va trebui să alegem. Și când vei privi la viața ta, la fiecare clipă, din fiecare oră, din fiecare zi a vieții tale, o să ai curajul să spun: Doamne, iartă-mă, primește-mă, curățește-mă, vreau să fiu al Tău, Doamne. Vei avea curaj? Vei putea să spui lucrul ăsta? Ar trebui ca astăzi să exersezi relația cu Dumnezeu. Altfel, nu o să poți să faci nimic atunci. O să simți că este un zid opac. O să ți se spună că între noi și voi e o prăpastie tare adâncă. Aviz! Săracul Lazar și cu bogatul, nu? Care e secretul biruinței oare? Unde ne aflăm? De ce suntem morali? De frica pedepsei? Din interes? Pentru că vânăm apreciere? Pentru că suntem prea lași? Pentru că îi iubim pe oameni? Pentru că am înțeles că sunt niște principii? Sau pentru că trăim împreună cu Dumnezeu? Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea, dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerului și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare, dați și vi se va da, bancă vi se va turna în sân, o măsură bună, îndesată, clătinată. Ați experimentat lucrul ăsta, fraților? Știu că da. Știu că între dumneavoastră sunt oameni binecuvântați de Dumnezeu. De ce ți se pune în sân? Pentru că ai și în mâini, și în cap, și în gură, peste tot ai. Și Dumnezeu îți îndeasă în sân, pentru că te iubește. Care, zice, se va vărsa pe deasupra. Și aș vrea să închei cu textul acesta. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ați gustat vreodată? Sunteți siguri că știți cât de bun este Dumnezeu? Că este o realitate a vieții noastre, nu din cuvinte, nu din ce spune altul sau poveste, nu din experiențe frumoase, nu din reviste sau din cărți. Ferice de omul care se încrede în el. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Un Dumnezeu bun ne cere să fim oameni buni. Vă amintiți de Matei 24?
va veni pe norii cerului. Nu o să ne întrebe nici de doctrine, nici de religie, nici de cât am dat, nici de cât am luat. Un singur lucru vrea să știe. M-ați primit? M-ați vizitat? Ați fost oameni buni? Un Dumnezeu bun ne cere să fim oameni buni. Mă schimbă religia, credința mea. Mă face mai bun sau mă face mai fariseu, mai ipocrit, mai fanatic? Sunt eu un om mai bun? Am eu farme cu unui om mai bun? Dumnezeu bun ne cere să fim oameni buni. Să ne ajute Dumnezeu la aceasta. Amin.